Deci ascultă-te, nevasta lui Francisc, au, sunt patru frați, deci surori și un băiat. Așa. Da, două dintre surori, da? Da. Una dintre surori ține pe Francisc și una ține pe ăla, cum zic, pe soare. Aha. Deci ei se întâlnesc la masă, două, când te duci, nu te duci la, de exemplu, dacă soția are frate, nu te duci? Păi, mă duc normal, ce ai nebunit? Păi normal, păi dar în familie, păi dar alea două surori sunt surori, indiferent ce bărbați au, sunt surori, deci... Aha. Deci, practic, ai înțeles? Da, am înțeles, dar, bă, dar dăm tu o declarație, vrei să dau declarația ta în ziar, nu pot eu să dau așa, bă. Hai să vezi că am dreptate, faptul că cu neamurile, cum e, neamurile le ai, nu ți le alegi, știi? Că da, eu dacă te uiți pe în depresie, deja i-am dat-o, le-am dat-o pe... Eu ți-am spus în varianta, depinde cum vrei să o dai tu, pentru că ea dacă sunt cum n-așa asta, să n-ai tu problemă după aceea. Eu ți-am spus am că înțeles, treaba, da. Fac mai neregul. Eu acum, na, eu ți-am spus, ții tu, ia, ai să vezi că așa e.